Scuze de întârziere, dar a fost o ședință mai lungă de Comitet Executiv și chiar sunt subiecte importante pe care vreau să vi le împărtășesc în urma ședinței de astăzi. Dar înainte de a intra în subiectele de pe agenda noastră, aș vrea să vă urez un an 2023 mult mai bun decât cel din 2022, așa cum vi-l doriți. La mulți ani, multă sănătate și foarte mult succes și să ne vedem cu cât mai multe ocazii fericiți și, dacă e posibil, chiar în acord. Voi începe să vă comunic detalii despre noutățile care au mai decurs în această perioadă de timp. Voi face referire la proiectele competiționale în ceea ce privește fotbalul amator la nivel de copii juniori, fiindcă am reușit să înregistrăm niște cifre foarte bune și reușim să demarăm în 2023 competiții noi. Înscrierile s-au finalizat în luna decembrie, astfel încât avem în momentul de față peste 175.000 de copii înscriși în competițiile de fotbal amator. Aceștia vor fi împărțiți pe 7 categorii de vârstă, de la under 8 la under 18. După cum știți, în vara anului 2022 am semnat un acord cu Ministerul Educației, prin care am lansat o nouă competiție numită Cupa ISF, abrevierea de la Împreună Suntem Fotbal. E o competiție care se adresează atât băieților cât și fetelor pe 3 categorii de vârstă, under 14, under 16 și under 18. Competiția se desfășoară în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, care este organizată în fiecare an școlar. În cadrul acestei competiții, deci în totalul de 175.000, în această competiție avem exact 567.565 de elevi. Tot începând din acest an, din 2023, Cupa Timbac devine Cupa ONSS Fotbal, Cupa Timbac Junior, un proiect care este realizat de către împreună cu Maspex România și Ministerul Educației, prin care ne dorim să valorificăm potențialul tinerilor jucători. La această ediție avem 103.788 de elevi înscriși în categoria under 8, under 12. De asemenea, s-a finalizat perioada de înscriere pentru Cupa Satelor, un alt proiect foarte important pentru noi. În această nouă ediție avem 286 de echipe din mediul rural la categoria de vârstă under 13. Zona de educație, o altă direcție extrem de importantă pentru noi, pentru Federația Română de Fotbal, a propus pentru începutul acestui an demararea celei de-a treia ediții a cursului numit UEFA Certificate in Football Management, unde vom regăsi numai puțin de 30 de participanți, atât din cadrul administrației Federației Române de Fotbal, cluburi, asociații județene de fotbal, foști jucători, foști arbitri, care au luat decizia de a se alătura acestui program educațional. Este un program pe care îl implementăm pentru a treia ediție împreună cu UEFA. Avem foarte mulți lectori internaționali, astfel încât să putem să conectăm pe toți cei care fac parte din structurile afiliate Federației Române de Fotbal, dar nu numai, să beneficieze de tot acest upgrade educațional pentru o integrare cât mai bună în ceea ce privește managementul structurilor sportive. Sunt 5 module obligatorii și un opțional. Cursul se va întinde pe o perioadă de până în septembrie anul acesta. Va acoperi cunoștințe legate de modul de organizare și funcționare instituțională în fotbal, management strategic și operațional, marketing și comunicare. Vă spuneam la finalul anului trecut că accelerăm crearea unor departamente noi la nivelul Federației Române de Fotbal, care sunt aliniate strategiei tehnice FRF adoptate în vara anului 2021, astfel încât vă anunțam în luna decembrie că suntem într-un proces de recrutare pentru managerul Departamentului de Athletic Performance Unit. Procesul s-a terminat. Marius Dima este managerul acestui nou departament creat la nivelul Federației Române de Fotbal. Marius Dima va fi cel care va coordona activitatea tuturor preparatorilor fizici de la prima reprezentativă până la lotul de under 15, atât băieți cât și fete. Totodată Marius va avea alături de ceilalți colegi un alt obiectiv, și anume de a contribui la îmbunătățirea relației cu academiile de juniori, astfel încât o să-i vedem anul acesta din mult mai mult decât în anii trecuți pe colegii mei vizitând cluburile, propunând diferite formate de întâlniri, dar și de raportări, dacă e să ne referim la zona de pregătire fizică, în ceea ce privește parametrii fizici ai jucătorilor,
Suntem în discuții avansate și cu alte federații de top din Europa pentru a putea să împărtășim date de la unii la alții, astfel încât să putem să creăm un benchmark la nivel european, fiindcă cunoașteți foarte bine, ceea ce ne dorim este să putem cât mai mult să fim competitivi la nivel european. În ceea ce privește pe Marius Dima, în prezent este și conferențiar universitar la Universitatea Română-Americană, este și decan al Facultății de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie din cadrul acestei universități. Are o vastă experiență atât în domeniul învățământului, dar și în sportul de performanță, fie pentru echipe de club din România, chiar și națională a României în perioada 2011-2014, dar și în afara țării, în Cipru sau în Arabia Saudită. Din punct de vedere comercial, în urmă cu câteva zile am anunțat un nou parteneriat care vine să confirme și ne referim aici la partenerul Timișoreana pentru o perioadă de 2 ani jumate, care confirmă că formatul competițional pe care l-am propus pentru Cupa României, un format mult mai dinamic, atractiv, mult mai competitiv, reușește să crească interesul și partenerilor din mediul de business, astfel încât să putem, la finalul zilei, să putem să continuăm dezvoltarea acestei competiții prin resursele prin care putem să le atragem. În ceea ce privește arbitrajul, am avut vești bune în această perioadă, atât în, mai ales la începutul acestui an. Ișvan Kovac, dacă nu reușiseră să arbitreze la centru un meci la campionatul mondial, l-am regăsit la o finală în Irak, la Basra, la finala Cupei Golfului, după care îl vom regăsi la campionatul mondial al cluburilor, într-o premieră pentru arbitrajul românesc, dar și în arbitrajul feminin avem rezultate bune, în sensul că Iuliana Demetrescu și Mihaela Țepușă au fost deja nominalizate pentru campionatul mondial de fotbal feminin, care va fi organizat în vara acestui an în Australia și Noua Zeelandă. Acum două zile a avut loc o ședință de comitet executiv UEFA la Nyon, unde am fost prezent. Una dintre cele mai importante decizii luate de Forul European face referire la modificarea formatului competițional pentru Liga Națiunilor, dar și pentru calificările care vor urma de acum înainte pentru campionatele mondiale și cele europene. Și dacă vă doriți mai multe detalii, vi le pot împărtăși. Dar și la nivelul loturilor naționale, toate loturile naționale de juniori, aproape toate și-au început activitatea. Primul lot, care a și disputat deja două meciuri amicale cu Moldova, este naționala de futsal Under 19, care se află într-un traseu de pregătire pentru o campanie de calificare. Revenind la deciziile luate astăzi în Comitetul Executiv, dacă în luna decembrie doar am dezbătut regulamentul de licențiere și regulamentul specific Ligii a treia, în această ședință am reușit să și validăm cele două regulamente. Astfel, pentru Liga a doua am aprobat regulamentul privind condițiile de participare, un sistem similar cu licențierea pentru cluburile de Liga 1, În ceea ce privește cluburile de Liga a treia, avem un nou regulament, un regulament de evaluare. Deci dacă până acum ne uitam în zona de certificare de licențiere, la nivelul Ligii a treia facem o trecere într-o sferă de asistență și de evaluare pentru cluburile de Liga a treia. Menționez că toată procedura de licențiere, începând din acest an, va fi într-un format electronic. Practic ne dorim să digitalizăm pe cât posibil cât mai multe procese. Am avut și patru cluburi care au fost dezafiliate astăzi. Iarăși, administrația de licențiere, comisiile de licențiere au fost aprobate, toate informațiile le puteți găsi pe site-ul Federației. Tot astăzi s-a aprobat și lista nominalizării din partea României în ceea ce privește oficialii și instructorii UEFA. Dar, cu siguranță, cel mai important subiect care a și consumat cel mai mult timp este cel legat de contractul cadru dintre club și jucători în România. Până acum au fost 6 întâlniri la nivelul grupurilor de lucru. În aceste grupuri de lucru au participat atât stakeholderii internaționali, reprezentanții ai UEFA, European Club Association, European Leagues, FIFPro și, bineînțeles, pe de cealaltă parte, Liga Profesională de Fotbal și Sindicatul. Și, bineînțeles, Federația Română de Fotbal ca un actor care a integrat toate aceste lucruri. Inițiativa acestui contract standard vine de la nivel de UEFA. Dacă țările din Occident
se bucură și jucătorii la fel se bucură de un asemenea contract standard de foarte mulți ani, vorbim de cel puțin 5 ani de zile. E bine, astăzi, prin decizia care a fost luată la nivelul Comitetului Executiv, România devine prima țară din Europa din sud-est, prima țară din Europa de sud-est care adoptă un asemenea contract standard, care cu siguranță va propune mult un element suplimentar de protecție pentru jucători, fiindcă vom vorbi de foarte multe clauze majoritar identice, astfel încât se clarifică raporturile dintre angajator și angajat, club și respectiv jucător. Am considerat cu toții, toți actorii care am fost angrenați, sindicat, ligă, cluburi, federație, actorii internaționali, că avem nevoie să facem acest pas în ceea ce privește crearea acestui contract standard. Tocmai ce am încheiat discuțiile cu UEFA, avem posibilitatea chiar să-l implementăm acest contract. Dacă înainte termenul inițial era de 1 februarie, am reușit să obținem o suplimentare a acestui timp, astfel încât din 15 februarie acest contract standard va fi implementat la nivel național. Iarăși, Federația Română de Fotbal și fotbalul întru cu totul devine primul sport care propune un asemenea contract standard. Sperăm ca această inițiativă să inspire și alte federații de fotbal din regiunea noastră, dar și alte federații sportive din România. Un alt subiect care am văzut că a ocupat așa spațiul media în această perioadă de timp a fost, bineînțeles, regăsit și pe agenda de zi de astăzi a Comitetului Executiv și ne referim la licențele antrenorilor. O să vă dau câteva detalii în ceea ce privește discuțiile de astăzi, care este politica Federației Române de Fotbal, dar toată și ce ne propunem în perioada următoare. Nu puteam să nu discutăm astăzi în această ședință și despre licențele antrenorilor, mai ales de Liga 1, fiindcă dacă în eșalonul inferioare se pare că în anii următori lucrurile s-au așezat și nu mai avem asemenea probleme, continuăm în continuare să avem această provocare la nivelul Ligii 1. Recunosc că au existat și există în continuare probleme la nivelul sistemului de educație. Așa, acum trebuie să dăm timpul în urmă, nu am moștenit absolut deloc un sistem de educație perfect începând din anii 90 încoace, dar pot să vă asigur că este un sistem pe care îl putem îmbunătăți de la un an la altul și de aceea foarte multe decizii, foarte multe acțiuni care au fost deja luate în această direcție și care vor urma în perioada următoare. Având mai presus de orice un obiectiv foarte clar, ne dorim să educăm cât mai corect antrenorii din România, să putem să echipăm cu cele mai bune cunoștințe, astfel încât să putem să contribuim la o formare corectă a jucătorilor noștri în campionatele interne, pentru ca apoi să putem să fim mai competitivi la nivel european. Acesta este obiectivul. Dacă în zona de competiții, și chiar am început această ședință, această conferință de presă, dându-vă câteva detalii în ceea ce privește competiția la nivel de fotbal amator, e bine, același lucru s-a întâmplat în ultimii ani la nivelul tuturor categoriilor de vârstă din România, astfel încât putem spune că pentru prima dată, după anii 90, reușim să avem competiții dedicate pentru fiecare categorie de vârstă. Imaginați-vă, și fac o paranteză, că fotbalul românesc a trecut printr-o pandemie în ceea ce privește zona de copii și juniori din 2 în 2 ani de zile. Adică un an puteai să participi în competiții oficiale, un an doar te antrenai. Aceasta a fost realitatea pe care trebuie să o recunoaștem. În momentul de față putem spune că la nivel de competiții lucrurile sunt bifate de la under 7 până la seniori. În momentul de față sunt numai puțin de 69 de competiții și programe fotbalistice pentru fiecare categorie de vârstă. După care am mers mai departe, am introdus cotele de jucători tineri, atât la nivelul Ligii 1, la nivelul Ligii a 2, cât și la nivelul Ligii a 3. Am mers mai departe în ceea ce privește educația personalului implicat în fenomenul fotbalistic. În vara anului 2021 am reușit, după 2 ani de eforturi, să lansăm ceea ce numim astăzi a fi Academia Națională de Fotbal, care în toată această perioadă de timp, din august 2021 până în decembrie 2022, a pregătit numai puțin de 1300 de oameni în peste 40 de cursuri în toată această perioadă de timp. Menționez acest lucru fiindcă educația, și o să revin asupra educației la nivelul antrenorilor, reprezintă un element cheie. S-au făcut în această perioadă modificări în ceea ce privește sistemul de licențiere. Pentru prima dată avem un sistem de licențiere, de certificare specific cluburilor din Liga a 2-a și respectiv din Liga a 3-a. Am intervenit apoi în ceea ce privește clasificarea academiilor de copii și juniori, astfel încât să avem un instrument foarte clar
pentru cluburi în ceea ce privește investițiile. Iar, bineînțeles, în continuare ne dorim să îmbunătățim toate aceste acțiuni pe care toate aceste direcții pe care vi le-am menționat, fiindcă la finalul zilei ne dorim să avem un sistem competitiv din toate punctele de vedere la nivel european. Ca să putem să reușim tot acest lucru, din 2020 s-au format câteva grupuri de lucru cu toți partenerii noștri, atât la nivel intern cât și la nivel internațional. Pentru că în vara anului 2021 să putem să propunem un document strategic. Strategia tehnică a Federației Române de Fotbal, care este concentrată pe 5 zone cheie, educația, despre care vă spuneam mai devreme, fiind un element extrem de important. Dar mai mult decât atât, jucătorul fiind în centrul atenției acestei strategii tehnice. De ce? Fiindcă la finalul zilei ceea ce ne interesează este să vedem cum putem să influențăm mai bine traiectoria unui jucător tânăr din primul moment în care vine pe un teren de fotbal și până ajunge la nivel de echipă națională. Iar pentru acest lucru, ca să putem să influențăm, să putem să avem un impact decisiv în ceea ce privește traiectoria unui jucător tânăr, avem nevoie de antrenori bine educați, specializați. De aceea, obiectivul cu care lucrăm în această direcție este să optimizăm tot procesul de educație al antrenorilor de fotbal din România. Și aș vrea să fac acum câteva clarificări. Federația Română de Fotbal, alături de alte 53 de federații din Europa, suntem partea unei convenții UEFA în ceea ce privește antrenoratul. Unul dintre elementele pe care o să le regăsim în această convenție face referire că la cel mai înalt nivel competițional intercluburi, licența obligatorie pentru antrenori este cea pro. De aceea, Federația Română de Fotbal, ca urmare a apartenenței la UEFA și ca urmare a faptului că suntem parte semnatară a acestei convenții, ne asumăm această obligație și acest control în ceea ce privește deținerea licenței pro pentru toți antrenorii pe care îi regăsim la nivelul Ligii 1. De aceea, dacă vrei să antrenezi în Liga 1, ai nevoie de licență pro. Acest lucru se întâmplă atât în România, cât și în alte 53 de federații din Europa. În ceea ce privește carnetul de antrenor, fiindcă în toată această perioadă de timp au fost foarte multe opinii care s-au vehiculat, nu de cele mai multe ori informațiile au fost cele mai corecte, profit de această ocazie pentru a vă comunica și poziția noastră a Federației Române de Fotbal în ceea ce privește carnetul de antrenor. Carnetul de antrenor cunoaște o istorie destul de zbuciumată în România de după anii 90. A fost perioada în care acest carnet de antrenor s-a eliberat ca urmare a unor performanțe sportive. A fost după aceea perioadă în care nu s-a mai eliberat acest carnet de antrenor. Au fost perioade în care pur și simplu aveai nevoie de o singură școală, după care carnetul de antrenor a putut să fie obținut în urma parcurgerii mai multor forme de învățământ la nivel național. Iarăși, menționez că atunci când vorbim despre carnetul de antrenor, această cerință aparține legislației din țara noastră și este valabilă pentru toate disciplinele sportive din România, nu doar pentru fotbal, deși fotbalul presupune singurul fenomen, suntem singura federație sportivă din România, care avem propriul sistem de licențiere, propriul sistem de specializare a antrenorilor care lucrează în fotbal. Dar ca urmare a faptului că avem această realitate, modul prin care înțelegem să punem în implementare acest lucru presupune că pentru înscrierea la toate cursurile de licență, organizate de către FRF, ai nevoie de carnet de antrenor. Prin urmare, dacă îți dorești să te înscrii la cursurile de licență B, A, A plus B, fiindcă există și această posibilitate pentru foștii jucători, licență pro, toate celelalte forme de licențiere pe care le folosim începând din acest an pentru categorii specifice de vârstă, ai nevoie de acest carnet de antrenori. Dacă ți-ai terminat școala în altă țară, atunci ai o posibilitate de echivalare a diplomei pe care ai obținut-o în afara României pentru a-ți obține carnetul de antrenor. Toate aceste lucruri țin de legislația națională și nu de regulamentele sportive. Prin urmare, vorbim de două instituții care sunt angrenate la nivel național în această procedură de recunoaștere a diplomelor pe care le obții în afara României. Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor și respectiv Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor. Același sistem se aplică tuturor celor care își finalizează studiile în alte domenii. Iarăși, ceea ce vreau să vă spun astăzi este că suntem permanent într-un proces de reformare.
Nu este un singur lucru pe care poți să-l modifici astăzi fără să te ocupi și de toate celelalte. De aceea, practic, dorința pe care o avem este să ne concentrăm în zona de educație și să avem, la finalul zilei, antrenori bine educați care să contribuie la tot ceea ce înseamnă modul în care vrem să-i formăm mai bine pe jucătorii noștri. Pe tot acest traseu avem colegi noi care ni s-au alăturat la nivelul Școlii Federale de Antrenori și care contribuie la această reformare a licențelor. Vreau să vă mai împărtășesc încă un moment, și anume anul 2020. E bine, în 2020 am participat la Brașov la o întâlnire cu decanii facultăților de educație fizică și sport din România, după ce colegii din zona tehnică au observat că cursanții care vin la examenele de admitere, mai ales pentru licența B, nu sunt foarte bine pregătiți. Ceea ce am identificat noi, că avem o problemă în ceea ce privește modul de educație, atât la nivel universitar, dar și în școlile post-liceale care existau la momentul respectiv în România. Am inițiat acest demers, care astăzi s-a transpus într-o cu totul altă realitate. În sensul că Federația Română de Fotbal, prin Școala Federală de Antrenori, împreună cu 12 universități din România, și-au asumat să rescrie programa universitară pe disciplina fotbal, astfel încât să avem, într-adevăr, un impact în această zonă. Am semnat protocoale cu cele 12 universități și protocoale nu doar pentru un an. Da? Legislația din România îți dă posibilitatea ca și federație sportivă să semnezi protocoale cu acești furnizori, cum sunt universitățile sau școlile post-liceale, pe un an de zile. Abordarea noastră a fost să semnăm pe un ciclu de învățământ, astfel încât în momentul în care ai ales o anumită universitate, să știi încă din primul moment dacă diploma pe care ai obținut-o la finalul facultății poate să fie echivalată cu obținerea acestui renumit carnet de antrenor. Astfel încât în momentul de față chiar putem spune că s-au făcut deja primii pași în această direcție. Am văzut iarăși că în această perioadă s-a vorbit destul de mult despre existența anumitor școli post-liceale în România. E bine, reprezentanții școlilor post-liceale din România au fost cei care au refuzat să participe la acest dialog cu colegii mei din federație. De aceea, practic, astăzi nu avem niciun protocol semnat cu vreo școală post-liceală din România. În același timp, fiindcă sunt foarte mulți absolvenți care s-au lăsat păcăliți de managerii acestor școli post-liceale din România, chiar dacă nu este problema noastră, fiindcă în mod normal când te duci să te înscrii la orice formă de învățământ, te interesezi de acreditarea care ți este oferită. Eu personal am făcut lucrul acesta cu o fetiță de sub 3 ani de zile, în momentul în care am ales grădinița, m-am interesat de toate acreditările pe care acea grădiniță le avea. Prin urmare, repet, chiar dacă nu este problema noastră, căutăm o soluție, am deschis un dialog în momentul de față cu CNFPA pentru a putea să vedem cum putem să echivalăm sub o formă sau alta, dacă este nevoie de niște cursuri suplimentare, pentru ca persoane care s-au lăsat păcălite de anumiți operatori privați din această piață de formare profesională pot dobândi la finalul zilei acest carnet de antrenor. Asta e o veste bună pe care putem să le dăm celor care au parcurs acest program. Iarăși, intervenția Federației Române de Fotbal, când vine vorba de educație, nu se rezumă doar aici. Vedem o schimbare de abordare în ceea ce privește licența C. În momentul de față avem 39 de lectori care au fost pregătiți de către profesioniști ai Federației Române de Fotbal și profesioniști din partea UEFA, care în momentul de față au capacitatea să implementeze la nivelul asociațiilor județene de fotbal același program pentru licențele C. Licența C, din câte știți, este licența cu care antrenezi în fotbalul amator, mai ales la nivel de copii junior, Liga 4, Liga a 5. Prin urmare, ne-am asumat o standardizare și o uniformizare inclusiv în această zonă. Mergem mai departe. La nivel de licență A și B, în momentul de față avem 24 de lectori, la fel pregătiți la cel mai înalt nivel de către colegii noștri din UEFA, pentru a avea capacitatea să implementeze toate cursurile pentru licența A și B. Continuă programele de licențe cumulate A plus B pentru foștii jucători, cei care au îndeplinit un anumit standard. În ceea ce privește licența pro, iarăși, renumita licență pro, vă împărtășesc următoarea informație. Astăzi, în România, sunt 204 posesori ai acestei licențe.
În vara acestui an demarează un nou curs de licență pro organizat împreună cu UEFA. La fel, ne-am dorit foarte mult să îmbunătățim toate formatele educaționale pe care le avem, de aceea am solicitat sprijin din partea colegilor de la UEFA pe structură, pe conținut, pe diferit, inclusiv pe criteriile de admitere pentru a ne asigura că într-adevăr avem un impact. Iarăși, vă împărtășesc un alt proiect în ceea ce privește sistemul de clasificare al academiilor. Ne dorim să avem licențe specializate pe categorii de vârstă. De la Under 11, Under 15 va fi obligatorie licența B junior. De la Under 16, Under 19 va fi obligatorie licența A, elită junior. Acestea sunt două licențe noi care vor demara începând din acest an. Iar în ceea ce privește o altă realitate cu care ne confruntăm, știți foarte bine, în momentul în care ești jucător de fotbal, îți asume această traiectorie, mai din păcate și antrenori care îți spun că școala nu este importantă. Și ajungi la un moment dat al carierei tale, într-un moment al carierei tale, în care vezi că nu ți-ai finalizat studiile și nu ai o diplomă de bac. Ei, bine, Federația Română de Fotbal împreună cu CNFPA și-a asumat această inițiativă pentru a putea să integrăm și pe foștii jucători care nu pot face dovada unei diplome de bac, iar anul trecut a debutat acest program educațional pentru dobândirea carnetului de antrenor pentru cei care nu pot face dovada diplomei de bac. Pentru a merge mai departe cu acest proces de educație pe care vrem să-l propunem în zona de antrenorat, anul acesta avem o altă inițiativă, și anume de regionalizare a procesului de educație. Primul centru regional, iarăși pot să vă împărtășesc această informație astăzi aici, va fi deschis la Timișoara. În luna februarie, primul curs de licență B organizat la nivel regional va fi organizat la Timișoara, astfel încât cei din județele de acolo, din jurul județului Timiș, nu vor mai trebui să mai vină la București. În a doua parte a anului vom demara al doilea centru regional la Cluj-Napoca, urmând ca anul viitor alte două centre regionale să funcționeze împreună cu București. În final, ceea ce pot să vă spun este că am pornit pe un drum și nu vom da absolut înapoi deloc în ceea ce privește această direcție, astfel încât toleranța noastră este zero față de principiile pe care le-am enunțat. Iar astăzi, ca urmare a ceea ce v-am spus mai devreme, am discutat alte trei subiecte cu colegii din comitetul executiv. Avem un dialog deschis și cu reprezentanții UEFA în ceea ce privește aceste subiecte. În primul rând, începând din această vară, luăm în calcul sancționarea antrenorilor din umbră. Prin antrenori din umbră înțelegem antrenorii care își închiriază licențele, indiferent de categoria acestor licențe, pentru alți antrenori care nu sunt posesori de licență. Deci, în momentul de față a fost o primă prezentare a acestui nou concept pe care dorim să-l propunem. După cum vedeți, ne dorim să fim de la un an la altul mai restrictivi în ceea ce privește această zonă de educație. Prin urmare, începând din această vară, luăm în calcul, e un subiect care va fi pe ordinea de zi în luna februarie a ședinței de comitet executiv, ca din aici, din sezonul 2023-2024, să suspendăm pentru o perioadă de 2 ani de zile licențele pro ale antrenorilor din umbră, ale antrenorilor care își închiriază, între ghilimele, licențele. Totodată suntem într-un dialog deschis cu UEFA pentru o uniformizare la nivel, pentru o modificare la nivel european, și nu doar la nivel european, dar și în America de Sud, fiindcă sunt 4 țări semnatare în momentul de față a unei convenții cu UEFA, pentru a putea să reducem timpul de practică. În momentul de față ai nevoie de aproximativ 5 ani de zile. Da? Ce ne dorim este să lucrăm cu un termen de 3 ani de zile. Și o a treia direcție de acțiune este la nivel legislativ, ne dorim să avem câteva propuneri concrete, astfel încât să putem să influențăm actuala legislație, cel puțin pentru federațiile sportive, care au această capacitate de a avea propriile școli de formare și propriile școli de specializare. Cam acestea au fost principalele subiecte și clarificările pe care îmi simt nevoia să vi le aduc. Și cum vă spune că sunt antrenori din umbră? Așa, pentru că este subiectul care arde și ați vorbit foarte mult despre această licență a antrenorilor, ne-ați prezentat așa ceea ce știam și noi deja despre faptul că trebuie să vină să învețe antrenorii pentru a putea face această meserie, însă nu vi se pare că vine mult prea târziu această sancțiune, abia din vară, în condițiile în care această practică este de foarte mulți ani în România și cred că a început în ultimii ani cu Mirel Rădoi la FCSB, când a fost atunci și chiar nu avea absolut niciun fel de școală și
lucrul ăsta a continuat și în acest moment nu se pot sancționa aceste cluburi care practic încearcă așa să găsească chichițe, să ocolească regulamentul în vigoare. După cum vedeți, mai ales din 2020 încoace, am început să fim din ce în ce mai restrictivi cu toate aceste, cu toate aceste situații. De aceea ați văzut că Școala Federală de Antrenori a început să-și facă treaba și să trimită sesizări către Comisia de Disciplină. Ați văzut deja în momentul de fapt. Antrenamente, da? Antrenorul FCSB-ului în acte, Strizul, nu a fost luat în cantonament, a fost făcut antrenamentul de către Mihai Pintili. În regulament nu este specificat lucrul acesta, nu pot sancționa lucrul acesta. Imediat, să continui răspunsul primei întrebări. După cum vă spuneam, din 2020 am început să fim mult mai restrictivi în ceea ce privește încălcarea regulamentului pentru antrenorii care nu au licență, pentru care nu au licență pro. Și acest lucru trebuie să-l înțelegem. Nu neapărat că pur și simplu vrem exclusiv să punem în aplicare, bineînțeles, o decizie UEFA. Nici nu avem posibilitatea să ne comportăm altfel. Fiindcă orice club din România care va merge într-o competiție europeană va primi automat o sancțiune dacă va avea un antrenor fără o licență pro. Lucru care s-a și întâmplat. Vorbim de amenzi mult mai mari decât cele pe care le acordăm la nivel național. Vorbim de unul dintre cluburile din România care a fost amendat cu peste 50.000 de euro pentru o situație de tipul acesta. Anul 2020 a fost un an extrem de important, fiindcă a fost un an în care colegii din zona tehnică au avut posibilitatea să se întâlnească cu cluburile din țară, cu parteneri de la nivel de UEFA, cu diferiți experți, pentru a putea pur și simplu să creioneze o strategie care să ne arate exact care trebuie să fie busola pe care să o urmăm când vine vorba de zona tehnică. Cu toată sinceritatea, mi-aș fi dorit ca cu aceste probleme să nu ne confruntăm. Mi-aș fi dorit ca în 2014, când am ajuns aici la Federația Română de Fotbal, să nu ne confruntăm cu aceste probleme. Îmi doresc inclusiv în viitor să nu mai fim puși în această situație, dar vedem că este nevoie ca restricțiile să fie și mai dure pentru a putea să, într-adevăr, să ne asigurăm că la finalul zilei jucătorii sunt pregătiți de cel mai bine educat antrenor. Și chiar cred cu tărie că toate reformele care au avut loc, începând cu ultimii ani ai mandatului Dana Polzan la nivel de SFA, continuând astăzi cu Lucian Burchel, care conduce Școala Federală de Antrenori, chiar suntem pe drumul cel bun în ceea ce privește tot acest program de educație.